Bună ziua la toți! Mă numesc Spinei Lubovi și sunt un activist civic după nickname-ul Victoria. Spinei Victoria. Așa, vreau să povestesc pe scurte un caz de meu care m-a șocat și până ziua de azi nu este rezolvată problema. O prietenă de-a mea, Ciumacada, din Drochia, a hotărât să-și ia un credit de la Mobies Bank. Pe atunci noi eram prieteni și lucram la piață. Eu mă ocupam cu business, vindeam ouă, ea vindea roșie și ne cunoșteam. Adică, așa, o cunoșteam, știam ca o persoană, adică, responsabilă. Doamna a decis să-și ia credit, nu mult, 10.000 de lei. Și îmi spune, hai cu mine până la bancă, și ai semna, și, adică, eu am întrebat-o, pentru ce eu semnez? A, semnez numai că pentru că mă cunoști. Nu, tu, eu zic că eu n-am să întorc banii dacă... Tu n-as poți întoarce înapoi. Nu. Eu îți spun, că tu mergi cu mine și semnezi pur și simplu că tu mă cunoști. Am intrat în Mobies Banca din Drochia, din centru orașului. Am întrebat de băieți și care lucrează la casă. Măi, oameni buni, ia că eu cu tare, eu vreau să semnez pentru doamna Ciumacada. Eu o decis să-și ia credit. Eu, dacă e n-as achete, eu n-as să răspund de creditul ei. Nu, tot normal, dumneavoastră semnați numai pentru că o cunoașteți. N-am fost informată că eu măr ca... garant sau ceva de da, garant. Justificatorul și cum... Da, как поручитель, я скажу по-русски. Мне не объяснили, что я поручитель. Мне сказали, да, вы знаете ее, вот распишите, что вы ее знаете. La mine acasă nu a fost nimeni, nu a văzut. Am casă, am mașină, am bani la knișgă. Nu erau verificat eu ca persoană responsabilă, ca poruchitель. Не была я проверена. Așa mi-a spus semnază, eu am luat și am semnat. Că erau mai mulți ani în urmă cazul acesta. Dar a trecut un timp de vreme și doamna... achita și într-un timp nu a putut să achite toată suma și s-a achitat, adică au rămas vreo 3.000 de lei din 10.000 care i-au rămas. Doamna a avut copii de gemeni, au avut acolo niște probleme, ba prin spital, nu știu ce a mai avut și nu s-a achitat. Pe noi i-am pus judecătoria Drochia. O demis, a făcut hotărâre că eu, doamna care a luat credit și ficiorul ei, care tot merge în contractul de credit, el mergea tot ca poruchitель. Și a fost hotărâre judecății fără noi trei. Dar am aflat că eu sunt datoare. Cu 4.000 de lei, așa au hotărât judecătoria, trecându-se vreo câteva luni, eu vin să primesc cam o pensie pentru dizabilitate de 1.000 de lei. Când am pus în bancomat să primesc banii, mi arată minus 4.000 de lei. N-am înțeles că cam cum așa, am 5 copii, sunt persoana cu dizabilitate, trăiesc numai pe o pensie de 1.000 de lei, și acestea eu trebuie jumătate de an să stau flămândă. Am fost șocată. Cine a emis așa hotărâre? Am sunat la bancă, mi-au spus că sunt blocați banii, nu sunt luați, dar sunt blocați. Zic, dar păi eu n-am cu ce trăi, n-am cu ce achita lumină, serviciile comunale. Am sunat la Chișinău, la executor, care domnul Miron, care sediul lui este la Buiucani, undeva pe la Alba Iulia și dumnealui a spus cineva din secretarul lui, ori nu știu cine a răspuns din biroul lui, că adică ei nu văd pe card că este
pensie, da, că e pensie, că e indemnizația, că este leapa, ei îi blochează și atât. Eu am rugat frumos, fără implicarea mai departe proceduri, ca să mă fie dezblocați banii din biroul domnului Miron. Am fost respins, adică au spus că ei nu pot să-mi dezblocheze. Pe atunci eu m-am dus la TV Drochia și am povestit la doamna de la TV, Vera Bulgaru. I-am chicat în genunchi, am plâns, că pentru mine pe atunci erau 1000 de lei, cum și acum, tot nu am bani și suntem o țară tare săracă. I-am spus că am nevoie de bani. Doamna Vera Bulgaru a sunat lui domnului Ista Miron și a fost arătat pe la televiziune, adică emisiunea care eu am, adică tot povestesc despre cazul acesta. Dar ce am vrut să vă spun, mi-au sequestrat toate bunurile imobile totodată. Mi-au deschis contul ca eu să pot primi pensia mea de dizabilitate. Mi s-au deschis 4.000 de lei. Dar toate, eu pe urmă am aflat, când am vrut să vând un sărăieș care am într-un sat, mi-au spus, dar el este sequestrat. Mai de una zi am vrut să fac niște documente pe o bucățică de pământ care e lângă casă. Casa am cumpărat, dar pământul nu. Mi s-a spus, nu puteți procura pământul că este sequestrată casa dumneavoastră. Casa care costă 5.000 de lei este sequestrată de la o femeie cu dizabilitate care are 1.000 de lei pensie. O casuță de 5.000 de lei, care eu mai mult n-am, nici un apartament, nici un autovehicul, sunt fără lucru. Sunt un activist civic care ajut la alții care tot chică într-o așa situație ca mine. Și eu nu pot scoate sechestru pe o căsuță. Căsuța asta mea de 5.000 de lei, acolo a fost cândva poșta, oficiul poștal. Și eu, e casa veche de când e satul. E din lut. Eu am decis s-o procur, fiindcă tot așa am rămas pe drumuri și am rămas boschetar cum majoritatea lumea după justiția aceasta proastă. M-am divorțat cu bărbatul și așa s-a întâmplat că am rămas fără casă. Dar tot căsuța asta care am procurat-o eu după divorț, eu nu pot să fiu stăpânul casei mele. Ne-au blocat, de-am vă spun, pensia, ne-au dezblocat-o, fiindcă am sunat și am arătat la televiziune, dar rog acum, dacă mă aude domnul Miron, executor, care au decis să pui sechestru pe imobile care nu costă în ziua de azi 5.000 de lei, să fie scoasă, că eu am vrut să-mi cumpăr și o bucățică de ogradă, că la primărie, dacă cumperi de la primărie, casa aparte cumperi și pământul este aparte. Și am cumpărat prin licitație, smalătca. Dar nu pot cumpăra nici ograda 5.000 ari, fiindcă este sequestrată casa. Rog să ne scoată sechistru, rog tare frumos să fie scoasă sechistrul pe toate bunurile. Mai am o căsuță în alt sat, unde am trăit cu bărbatul meu când am fost în căsnicie, dar casa este, nu-i casa, casa s-a răschit. Dar sechistru în computator, că e pus sechistru pe casă care nu este. Ați înțeles? Asta e o prostie mare care nu înțeleg de ce procedează. A fost judecată trecându-se 8 luni de zile în afară de noi. Eu aflu că a fost judecată fără mine și eu sunt datoare cu bani. Am fost șocată de așa justiție proastă. Mai am ceva de spus despre ficiorul meu care a fost fabricat acum, nu de mult, un dosar penal,
dar nu vreau să scot la astiaie, că așteptăm de la Bălță, totuși poate Bălță nu e ca Drochia. Și ori decide după mine și n-am întrebat pe Ciorniu dacă el este de acord, că are 25 de ani și el e capabil singur să răspunde de dânsul. Dar tot vreau să menționez că el are tot așa multe amenzi care vrea să le, cum a spus dumneavoastră, să-i conteste, nu, să revizuite. Revizuite și anulate. Și totodată, mai târziu, voi mai spune despre ficiorul meu care la Drochia i-a fost fabricat dosarul acesta penal. Și până acum tot așa a fost condamnat nu odată și procedurile erau tot încălcate la toate procedurile. Eu mă duceam cu dânsul și mă saturam să-i spun la judecător, să-i spun la celălalt, adică cum ar trebui să fie. El era minor și fără pedagog, el nu înțelege limba moldovnească, nu i-a dat traducător, el nu știe legile că trebuie să fie din săpicunstva, reprezentantul de la organa PECHE nu a fost și avocații lucrau împreună cu procurorii. Asta așa zau să înțelegeu și să facă. Am schimbat alt avocat care ne-a dat de stat și am plătit la avocatul aparte și tot au făcut hotărâri tot ca și la ceilalți care au avut de stat. Pentru ce dar eu trebuie să schimb avocatul de stat și-i dau 3.000 de lei din ultima mea pensie când au făcut decizie tot așa. Încă ieșit răzând, doamna Svetlana din Drochia, nu vreau să spun familia, ca să nu spui că ea, ca eu, chiar o îngrop. Nu spun familia, că dacă mai vreți, mai duceți-vă. Dar totuși, cine chică în judecătorile? Vă rog frumos, nedoveriați, cum să spuneți nedoveriați? Să nu aveți încredere. Să nu aveți încredere în avocați. Da. Că decât să luați particular care n-a stăi totuși cu tine și n-a să-i explice și tot a stăi cu procuror, mai bine pur și simplu tășeți și strigați în la alte ușe. Până la prezident strigați atât Europa, atât Moldova, nu tășeți. Deoarece ca noi am tăcut și ficiorul meu, când el vede atâtea nedreptățile și a luat frânghia să-și facă capte. Asta a fost un de mult. Când el a spus, mama, i-a vzal verovcu, i-a găsit, de ce? Păi, eu știu că eu nu vinovat, a ei mi-a găsit, sudet. Как бы вы поступили? Никто вас не защищает. Cum așa o țară inteligentă, o țară așa frumoasă, dar s-a prefăcut în banditism. Cine ce vrea, așa e face. Dacă nu găsim dreptate nici la judecătorie, nici la procuratură, unde să te duci? Unde să te duci? Înțeleg că au rămas în țară cei mai sărași și cei mai nezășioni. Neajutorat. Da. Și pe aceea le găsim unde? La Pinticearele, la Chișinău și la Bălț. În spline. Nu a rămas lume în Moldova. Ia că așa. Iat ce am vrut să spun. Mulțumesc și la revedere! Mulțumim și noi!